Alexandru le povestea băieților: câte evenimente îl așteaptă în această vară și toamnă, după ce se va termina și acest sezon și va părăsi casa Mireasa. Spunea că au un botez în, în familie la care vărul lui este naș și are de decartat foarte mulți bani acolo. Mai spunea că are și nuntă la ceva prieteni apropiați, iar mai apoi părinții lui fac 25 de ani de căsnicie, prin urmare sărbătoresc nunta de argint și tot așa trebuie să le organizeze ceva frumos după care în luna noiembrie va merge în Dubai cu verișoara lui, cu verișorii lui, nu știu, cu ceva rude și tot așa are nevoie de foarte mulți bani. Spunea iarăși că de obicei la evenimente de genul acesta la care vin și țancă uraganul, spunea și... Florin Salam, el dă foarte mult și pe dedicații la lăutari și întotdeauna trebuie să aibă foarte mulți bani la el iar Liviu a spus că și el de obicei când merge la un eveniment, dacă trebuie să dea 2000 de lei, merge cu 4000, că sigur vine fără bani acasă, pentru că tot așa îi dă pe dedicații la lăutari.